etapei, o expoziție care ar trebui să fie lucrări care este chiar pasiunea pentru ceea ce face un artist, așa cum se prinde cu harul, în locul trezărie, de calitatea și mă bucur că în această zi de toamnă că prezența dumneavoastră face să nu simt undeva niciodată că e vorba de cei de o sută de această cântă de tine. Este, dacă vreți, un tip de pasiune care este undeva o forță, o imagine și eu nu sunt potrivit, nu sunt nu sunt totdeauna la atenție. Poate că ceva care a sunat e de utilitate pentru care vă mulțumesc și vă spun bine ați venit în expoziție. Expoziția ce reunește aproape 450 de lucrări de pictură și desen din impresionanta opera pictorului Ion Sălișteanu, deschisă la Galeria Teatrului Național, constituie unul dintre marile evenimente ale vieții noastre artistice. Biografia de creator al lui Ion Sălișteanu justifică marea autoritate pe care acest pictor, care este și un eminent profesor al Academiei Naționale de Artă, a dobândit-o în arta românească contemporană. În cei 65 de ani de viață, din care aproape 40 a dedicat artei, Ion Sălișteanu a realizat o operă prodigioasă ce numără aproape 2500 de creații. Dacă mai adăugăm cele peste 250 de participări expoziționale, cele 115 expoziții din străinătate și cele 45 de personale, împreună cu numărul important de premii și distincții ce i-au fost acordate de-a lungul timpului, din care cităm doar Premiul Internațional al Artiștilor Profesioniști, Triumfo, și Premiul Omaggio a Picasso la Roma în 1981,
avem suficiente argumente pentru afirmarea prestigiului său în contextul artei naționale și nu numai. Creația lui Ion Sălișteanu, după cum și expoziția de față o confirmă, este expresia unei vieți intime despre care avem o concepție eroică. Rafinându-și necontenit invențiile în domeniul plastic al luminii și materiei colorate, raportul expresiv al omului cu lumea, al imanenței universale, Ion Sălișteanu a realizat o operă în care totul este rezonanță, raport și analogie și care, fără să nege impresiile evenimentului exterior, le orânduiește prin subtile transmutări plastice. Creația lui Ion Sălișteanu este creația unui mare pictor care nu concepe arta ca pe un impuls organic, ci ca pe o profundă reflexie. Întreaga expoziție, prin amploarea și maniera de etalare, realizează un grandios, unic și inegalabil tablou de artă.
candidat.